Sau și de v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Îmi pare rău că nu mai am făcut episoade de Brawl Stars, nu doar de Brawl Stars, nu mai am făcut episoade pentru că n-am mai avut net, nu știu de ce, n-am mai avut net, două zile n-am mai avut net și na. Și da, m-am gândit în acest episod nu să facem numai, să facem trofee, să pușăm, să facem misiuni. M-am gândit să facem un challenge în care noi avem voie să atacăm numai epicile. Sper că am zis bine, epicile. Da, epicile, da. Adică epicile Nani, lasă că aici, Nani, Bibi, Frank, Bam, Piper și atât. Deci doar toate astea avem voie să le omorâm. În rest, alți brawler n-avem. Dacă omorâm alți brawler în afară de mitice, o să pierd challenge-ul. Deci vreau să mă bag cu Colt. Știu că am destul de mari trofee pe el. Da, cum vedeți am reușit să fac și o tier 60. Acum, nu o să mai fac. Oh, dar chiar aveam misiune pe Colt, ok. Hai să dăm play și hai să vedem ce reușim să facem. Și vă mulțumesc din suflet pentru 200 de abonați, 201 abonați. Deci chiar o așteptam să facem așa de rapid 200 de abonați, dar ok. Ok, deci pe ăsta nu avem voie să-l atacăm pentru că Brock, na. Nici pe Brock ăla n-avem voie, doar miticile. El mă atacă pe mine, dar uite, nici pe 8-bit n-am voie să-l atac. Faza e că e destul de greu challenge-ul, că dacă nu e nicio mitică în joc, stai. Îmi pare rău, băieți, că am atacat Crow, l-am atacat din greșeală. Deci chiar din greșeală. Am avut eu reflexie de aia. Scuzați-mă, bun. L-am atacat chiar din greșeală, n-am vrut să-l atac. Dacă făcea cu legendare, puteam să atac Crow-ul și să scap, dar tot muream când dădea o travă aia. Bun. Ok, un Colt acolo. Uite, pe Frank am voie să-l atac pentru că e epică. Bun, l-am atacat pe el, l-am omorât. Vine Crow după mine, eu n-am ce să-i fac. Trebuie doar să fug de el. Trebuie să-l înconjurăm așa un pic. Încă vine după mine. Dar n-am ce să-i fac. Acum putem să-l omor foarte tare, foarte de mult. Acum putem să-l omor de mult, dar... Na, vedeți? Nici nu-l atac. M-a omor, frate, pentru că n-avea ce să fac. Ați văzut și voi. Venea după mine și dacă l atacam, pierdea și challenge-ul. Pierdeam challenge-ul și nu vreau. Am, frate, o Piper, o Pam. Un Nani nu e și el aici ca să-l atac. Cred că sunt vreo 5 brawler mici din ce știu. M-am mulți brawler care n-am voie să-i atac. Brock n-am voie. Shelly n-am voie. Aș vrea să-i atac acum, dar n-am voie. Nici pe Max. Sau Max e... Stai așa, e mitică Max? Da, cred că e mitică, nu? A, stai mă, n-aveam voie să... Oricum nu l-am ori, deci... Da, e mitică, mă, n-am voie să-l atac. Nu e epică, e mitică. Uite-l! Hai! Pot să trag în el, dar nu vreau. Bă, el trebuie să-l omor, pentru că e epică. Oricum are în zona.
Nu! Ah, Gigi. Gigi, Gigi. Hai să jucăm și cu alt brawler. Uite, o să jucăm cu... Cu cine, cu cine, cu cine? Hai cu un Piper. Știu că am rang mare pe el, dar... Vreau să jucăm cu un Piper. Și te rog, Doamne, să... Să-mi dai și mie trumeci mitici, epice. Adică, poate chestia asta n-am voie să o atac. Dar dacă nu face... Uite, pe Bibi am voie. Pe Bibi am voie, pe Bibi am voie. Da, mă omoare. E foarte greu challenge-ul ăsta, bă, băieți. Și vă rog, de suflet, să dați și voi acolo un like. Sunt puțin răguși, nu știu de ce. Deci vă rog să dați și voi acolo un like pentru acest challenge destul de dificil. Dacă am luat-o pe Bibi de data asta. Hai să vedem ce reușim să facem cu Bibi. Și da, misiunile o să le fac eu off-camera. O, în primul ăla n-am fost să-l atac. Ok, pe Bibi am voie. Da. 8-bit-ul ăla n-am voie. Parcă 8-bit e mitică. Nu. Parcă 8-bit chiar e mitică, nu mai știu. Nu mai știu sigur. Oh, am aruncat-o pe Bibi fix acolo. Era bine dacă era epică. Nu, nu mă, nu e niciuna. Nu e nici epică, nici mitică, nici rară. E din Trophy Road. Ai mă, uite șobolanul cum stătea. Bă, băieți, vreau să fac și unul, deci, de data asta, o să lop pe Daryl. Dar stați așa să mă uit un puțin. Stați așa puțin. Da. Ah, dar stai mă că și pe Bea. Deci am voie să o atac și pe Bea. Da, da, da. Și pe Bea. E și ea epică, bun. Hai să... Epică, da, epică. Hai să deschidem și noi Big Box. Sper să ne pice ceva și nu ne-a picat nimic. Am înțeles. Bun. Cu challenge-ul ăsta trebuie să stăm mai camp. Deci o să încerc să stau cât de camp pot eu. Ca să iau și un loc decent. Adică o să stau coteț. Sau cum se zice. O să stau în bușuri. N-o să ies. Nu, stai așa. Ok. Hai, Piper, hai. Să mi se încarce superul să atac pe Piper. Lui ăla n-am ce să-i fac. Cred că o să meargă strategia să stau în buș. Și așa, pardon. Și da, băieți, încă ceva. Eu dacă dau din greșeală, de exemplu, brawlerul ăsta, nu se pune candidat. Bine, am dat din greșeală. Dar doar dacă îl omor, o să pierd challenge-ul. Dacă îi dau așa din greșeală, un hit, n-are nimic. Dar dacă îl omor, atunci pierd challenge-ul. Pe nea aia nici mai știu ce e, parcă e rară, parcă. Habar n-am. Ok. Ok, locul 4. Bun. Asta 100% e... Pot să-l omor pentru că e clonă. Deci, na. Dar mă urcă era clonă. Am pierdut challenge-ul. Bro, ce țeacă mi-am luat, frate! Am găsut că e tot fantomă de-aia.
clonă de aia. Și era, era, cum îl cheamă? Era ăla. Era Leon, nu era nicio clonă. Și am crezut că e clonă. Aici, da, n-am ce să le fac la ăștia. Din păcate, bă, băieți, am cam pierdut challenge-ul ăsta. Am cam pierdut challenge-ul. Deci, chiar nu mă așteptam să fie Leon. Eu de-aia l-am atacat că credeam 100% că e clonă. Și de fapt n-a fost clonă. Mamă, 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 mamă. Ce mi-am luat aici? Hai să băgăm și noi cu un broc. Sau nu știa, cu Onita. A, da, și să spuneți cu tăie dacă să-mi iau gadgetul pe Leon sau gadgetul Star Power-ul pe... Da, l-aș lua Star Power-ul pe broc. Cred că o să-l iau în episodul de astăzi. Sau nu știu dacă o să mi-l iau în episodul de astăzi, dar... Da, poate o să mi-l iau. Pentru că Star Power-ul acum... El era cu 4 rachete, acum văd că mi l-a dat pe shop când trage cu o rachetă să lase foc pe jos. Și ăsta îmi place mai mult decât ăla cu 4 rachete. Știu că e OP și ăla cu 4 rachete, dar nu știu, îmi place mie mai mult. O să-l păcălim pe aici. Ne băgăm pe aici. După meciul ăsta o să mă uit în meciul acesta să văd dacă a fost vreo mitică. Pardon, mitică epică. Uite, a fost. Piper e epică. Nu. Am dat din intenție aici. Deci trebuie să omorăm pe Piper, că e epică. Opa. Și pe Bea trebuie să omorăm, că e tot epică. Hai pe Emma. Ei, am auzit. Bea. Au, cum au vorbit o Daryl. Au, frate, lăsați-mi și mie pe cineva. Nu, încă o Emma. Aolea, era să zic chiar o Emma. Încă o Bea. O, Piper aia cu Star Power. Ok, va, Piper, am voie să mă. Avea 7 power. Da. Măcar am făcut niște trofei așa. Doar camp. Bun. Hai să mai jucăm și cu ultimul brawler. Dar mai întâi am zis că vreau să o uit să văd. Da, deci acum am avut 3 epice în meciul ăsta. Deci 3 epice am avut un match. Una așa de final de episod să băgăm și noi cu M. MZM. Epică, cred. Da, epică, MZ. Nu, Gini, nu, ăsta Gini. Nu, m-am pus cu vot. Nu, mă omoară. Hai, mă frate. Deci nu mai știu nici eu, deci habar n-am ce e asta, cred că... Am asta e că asta nu e nimic. Ok, atunci hai că mai băgăm un singur match. Hai să-l băgăm cu Brock. Mi-aș cumpăra Star Power-ul. Hai să mi-l cumpăr. 3, 2, 1. Nu, hai că mi-l cumpăr dacă e. Nu, frate, nu mi-l cumpăr acum. Nu mi-l cumpăr cu Star Power-ul. Deci, nu o să mi-l cumpăr cu Star Power-ul. O să mi-l cumpăr off-camera. Și da. Am nici nu știu să mi-l cumpăr acum. Ar fi fain să-l cumpăr pe episod, dar nu știu, dar oricum, dacă o să-l cumpăr acum, nu o să mai dau un match. Bun. Nu. Mm.
Aolo, Rico. Hai, și chiar nu cred că mai prind eu nicio epică. În meci. Frate, n-am ce să le fac la toți, pentru că nu e nimeni epică de aici. Dacă nu facem ce aici, puteam să trag în toți, da. Da, nu cred că e nimeni epică de aici. Așa că trebuie să-i las pe ăștia să se bată drei, că alte opțiune n-au. Dar nu e nimeni epică de aici. Din tot meciul n-a fost epică. Bun, locul ăla-i. Ok, hai să-i lăsăm mâină pentru că... Na, oricum n-avea cum să-l omorăm pentru că... Era... Nu era nimic, era din trofiul. N-aveam voie, nu era brawler epic. Deci n-aveam cum să-l omor. Deci nu te cred, frate, din tot meciul. Mă mir cum am rezistat. Din tot meciul, uitați. Nimeni nu era epică, deci, ok. Bă, băieți, cam acesta a fost și episodul. Eu o să-mi cumpăr Star Power-ul off-camera. Deci cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă lăsați și voi butonașul de like. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!